Agatha Christie 13 probleme Povestiri Citește Carmen Dumitriu Motiv contra ocazie Domnul Patrick tuși dându-și mai multă importanță ca de obicei. Mă tem că mica mea problemă vi se va părea tuturor cam blândă, spuse el în chip de scuză, după senzaționalele povestiri pe care le-am auzit. Nu-i nicio vărsare de sânge, dar mi se pare o afacere interesantă, destul de ingenioasă și, din fericire, știu răspunsul corect la ea. Nu e vorba de ceva grozav de juridic, nu-i așa? întrebă Joyce Lamprier. Vreau să zic, treburi legate de legi și scandaluri de genul Barnaby împotriva lui Skinner din anul 1881. Domnul Patrick se lumină plin de admirație, uitându-se la ea pe deasupra ochelarilor. Nu, nu, dragă domnișoară, nu trebuie să te temi de așa o subtilitate. Povestea pe care am de gând să o relatez este cât se poate de simplă și directă și poate fi urmărită de orice om care n-a făcut studii de drept. Fără echivocuri juridice, da? spuse Miss Mapo, amenințându-l cu Andreea. Fără, n-aveți grijă, o asigură domnul Patrick. Bine, nu sunt chiar așa de sigură, dar hai să ascultăm povestea. În legătură cu un fost client al meu, am să-i spun Claude, Simon Claude. Era un om extrem de bogat și locuia într-o casă mare, nu foarte departe de aici. Avusese un fiu, ucis în război și de la acest băiat îi rămânsese un singur copil, o fetiță. Mama ei murise la naștere și, după moartea tatălui, venise să locuiască cu bunicul său, care, pe dată, s-a atașat extrem de mult de ea. Micuța Chris putea face orice vroia din bunicul ei. Niciodată nu mi-a fost dat să văd un om atât de complet vrăjit de un copil. Și nu pot să vă descriu durerea și disperarea când, la vârsta de 11 ani, Petița a făcut pneumonie și a murit. Bietul Simon Claude era de neconsolat. Un frate îi murise recent în circunstanțe tragice. Și atunci, Simon Claude le oferise cu generozitate o casă copiilor fratelui său: două fete, Grace și Mary, și un băiat, George. Dar, Deși era bun și generos cu nepotul și nepoatele sale, bătrânul nu le arăta niciodată aceeași dragoste și atașament ca micuței sale nepoțele. Pentru George Claude s-a găsit o slujbă la o bancă din apropiere și Grace s-a căsătorit cu un tânăr cercetător chimist inteligent numit Philip Garrod. Mary, care era o fată liniștită, reținută, rămase acasă și avea grijă de unchiul ei. Cred că îl îndrăgea în felul ei calm, neostentativ, și după toate aparențele, lucrurile mergeau foarte bine. Trebuie să vă spun că, după moartea micuței Cristobal, Simon Claude a venit la mine cu instrucțiuni să redactez un nou testament. Prin acest document, averea sa, care era uriașă, urma să fie împărțită egal între nepoți, cât o trăime fiecăruia. Timpul trecea. Întâlnindu-l din întâmplare, într-o zi, pe George Claude, l-am întrebat ce face unchiul său, pe care nu-l mai văzusem de câtva timp, Spre surpriza mea, George se întunecă la față. Aș vrea să-l treziți la realitate pe unchiul Simon," spuse el negăjit. Fața sa cinstită, dar nu prea inteligentă, arăta speriată și îngrijorată. Acest spirit al afacerilor merge din ce în ce mai rău." Ce spirit al afacerilor?" am întrebat eu foarte surprins. Atunci George mi-a povestit totul. Cum domnul Claude începuse treptat să se intereseze de subiect și cum când era în formă maximă, se întâmplase să întâlnească un medium american, o anume doamnă Eurydice Sprague. Această femeie, pe care George nu ezită să o caracterizeze ca pe o excroacă din toate punctele de vedere, câștigase o influență imensă asupra lui Simon Claude. Ea era practic pretutine în casă. Ținea multe ședințe în care spiritul lui Cristobal apărea bunicului său iubitor. Recunosc că nu sunt dintre aceia care ridiculizează sau disprețuie spiritismul. După cum v-am spus, cred în dovezi. Și cred că atunci când avem o minte imparțială în care dovada este în favoarea spiritismului, rămân multe lucruri care nu pot fi puse pe seama fraudei sau trecute cu vederea. Așadar, cred și nu prea. Există anumite dovezi pe care nu pot să-ți permiți a le dezaproba. Pe de altă parte. Spiritismul duce foarte ușor la fraudă și impostură și, din ceea ce tânărul George Claude mi-a vorbit despre această doamnă, Eurydice Sprague, m-am convins tot mai mult că Simon Claude se afla pe mâini rele și că doamna Sprague era probabil o impostoare de cea mai proastă speță. Bătrânul, așa abil cum era el în afaceri, putea ușor fi influențat când venea vorba despre dragostea pentru nepoata sa moartă. Întorcând lucrurile pe toate fațetele, mă simțeam tot mai neliniștit. Îmi erau dragi tinerii din familia Claude, Mary și George, și mi-am dat seama că această doamnă Sprague, cu influența sa asupra omului lor, le-ar putea cauza necazuri în viitor. Cu prima ocazie, m-am folosit de un pretext pentru a-i face o vizită lui Simon Claude. Am găsit-o pe doamna Sprague, instalată ca un musafir, cărui se aduceau toate onorurile și era privit cu prietenie. De îndată ce am văzut-o, am fost cuprins de cele mai rele presimțiri. Era o femeie înaltă, de vârstă mijlocie, îmbrăcată țipător. La tot pasul trântea expresii despre dragii noștri care au trecut în neființă și alte lucruri de genul acesta. Și soțul ei stătea în casă, pe nume Absalom Sprague, un bărbat înalt și slăbănog, cu o expresie melancolică și ochi extrem de șireți. De îndată ce am putut rămâne singur cu Simon Cod, i-am vorbit tacticos despre acest subiect, el se manifestă plin de entuziasm. Euridice Sprague era minunată. I-i fusese trimisă direct, în urma unei rugăciuni. Nu-i păsa deloc de bani. Pentru ea era suficientă bucuria de a ajuta o inimă durerată. Avea chiar un sentiment matern pentru micuța Chris. Începuse să o consideră aproape ca pe o fică. Apoi continuă să-mi dea amănunte. Cum auzise vocea lui Chris, cât de bine și fericită se simțea cu tatăl și mama ei, mai vorbi despre alte sentimente exprimate de copil, care, comparându-le cu amintirile mele despre micuța Cristobal, îmi păreau cât se poate de nepotrivite. Ea sublinia faptul că tata și mama o iubesc pe draga doamnă Sprague. Dar, sigur, izbucni el, Patrick, tu ești un zeflemist. Nu, nu sunt zeflemist. Departe de mine așa ceva, unii dintre cei care au scris pe această temă sunt oameni ale căror dovezi le-aș accepta fără să ezit și aș acorda oricărui medium recomandat de către ei respect și credii. Îmi închipui că această doamnă Sprague prezintă multe garanții. Simon era extaziat după doamna Sprague. Îi fusese trimisă de bunul Dumnezeu, dăduse peste ea pe plaja unde petrecuse două luni vara. O întâlnire întâmplătoare cu un rezultat atât de minunat. Am plecat foarte nemulțumit. Îi se împliniseră temerile cele mai rele, dar nu-mi dădeam seama ce puteam face. După ce m-am gândit și am chipzit îndelung, i-am scris lui Philip Garrell, care, așa cum v-am spus, se căsătorise cu cea mai mare dintre fetele Claude, Grace. I-am expus cazul, bineînțeles, în termenii ce mai prudenți cu putință. Am subliniat pericolul ca o asemenea femeie să pună stăpânire pe mintea bătrânului. Și i-am sugerat ca domnul Claude să fie pus în contact, dacă era posibil, cu unele cercuri reputate de spiritism. M-am gândit că aceasta nu va fi o treabă prea dificilă pentru Philip Garrow să o aranjeze. Garrel a acționat cu promptitudine. El și-a dat seama, spre deosebire de mine, că sănătatea lui Simon Claude se afla într-o stare precară și, ca om practic, nu avea intenția să-și lase soția, cumnata sau cumnatul să fie spoliați de moștenirea care li se cuvenea de drept veni în săptămâna următoare, aducând cu el ca musafir pe celebrul profesor Longman. Acesta era un om de știință de prima clasă, a cărui performanță în spiritism de obligat să-l tratez cu respect. Era nu numai un savant strălucit, dar și un om de o deosebită corectitudine și probitate. Rezultatul vizitei a fost cât se poate de nefericit. Se pare că Longman spusese foarte puține lucruri cât timp stătuse acolo, au fost ținute două ședințe, în condiții pe care nu le cunosc. Cât timp s-a aflat în casă, Langman nu s-a pronunțat, dar, după plecarea sa, i-a trimis o scrisoare lui Philip Garrow. În ea, recunoștea că nu putuse să detecteze vreo înșelătorie la doamna Sprague, dar că, totuși, după părerea sa personală, fenomenele nu erau reale. Domnul Garrow, mai scria el, putea să arate această scrisoare unchiului său, dacă aprecia potrivit și mai sugera că el însuși l-ar putea pune pe domnul Claude în legătură cu un medium de o perfectă integritate. Philip Garrow îi duse scrisoarea direct unchiului său, dar rezultatul nu a fost cel la care se așteptase. Bătrânul a făcut un tărăboi grozav. Totul nu era decât o intrigă care să o discrediteze pe doamna Sprague, o sfântă nedreptățită și jignită. Ea îi povestise deja de câte amară invidie suferea în țara aceasta. Sublinie că Longman a fost forțat să spună că nu a detectat vreo excrocherie. Eurydice Sprague venise la el în momentul cel mai dificil al vieții sale. Îl ajutase și la linase și el era pregătit să-i susțină cauza, chiar dacă asta însemna să se certe cu toți membrii familiei sale. Ea reprezenta mai mult pentru el decât oricine pe lumea asta. Philip Garrow, poftit afară din casă, fără prea multă ceremonie, dar, ca urmare a furiei sale, Sănătatea lui Claude se înrăutății definitiv. O lună întreagă stătuse aproape tot timpul în pat și se părea că era foarte posibil să rămână invalid, legat de pat până când ceasul morții l-ar fi eliberat. La două zile după plecarea lui Filip, am fost chemat urgent și m-am grăbit într-acolo. Claude se afla în pat și arăta, chiar și după părerea mea de avocat, într-adevăr foarte rău. Abia putea respira. Mi se apropie sfârșitul, spuse el. Îl simt. Nu mă contrazice Patrick. Dar, înainte de a muri, vreau să-mi îndeplinesc datoria față de ființa care a făcut mai mult pentru mine decât oricine în lumea asta. Vreau să redactez un nou testament. Desigur, am consimțit eu. Dacă îmi dai instrucțiunile acum, am să-ți fac o ciornă și ți-o trimit mâine. Nu așa, spuse el. Știi de ce, omule? Pentru că s-ar putea să mor în noaptea asta. Am scris aici ceea ce vreau. Căută supernă și tu să-mi spui dacă e bine. Scoase o foaie de hârtie cu câteva cuvinte mâzgălite cu creionul. Era simplu și cât se poate de clar. Lăsa câte cinci mii de lire nepoatelor și nepotului, iar restul, din vasta sa avere, iuridisei sprag, în semn de gratitudine și admirație. Nu mi-a plăcut, dar asta era. Nu se punea problema de seninitate. Bătrânul era cât se poate de sănătos. Sună clopoțelul după doi servitori. Venire imediat. Fata în casă, Emma Gont, era o femeie înaltă, între două vârste, care se afla acolo de mulți ani și îl îngrijise pe Claude cu mult devotament. Împreună cu ea veni bucătărea sa, o tânără cu piept plin de vreo 30 de ani. Simon Claude le privi pe amândouă pe subpruncenele lui stufoase. Vreau să-mi fiți martore la testamentul meu. Emma, adun stiloul. Emma se duse ascultătoare spre birou. Nu în sertarul acela din stânga, fată, spuse iritat bătrânul Simon. Nu știi că este în cel din dreapta? Nu, e aici, domnule, spuse Emma, scoțându -l. Atunci trebuie să-l fi pus tu greșit ultima oară, mormăi bătrânul. Nu suport ca lucrurile să nu stea la locul lor. Încă mormăind, lu stiloul de la ea și-și copie ciorna, aprobată de mine, pe o foaie de hârtie curată. Apoi se semnă. Emma Gaunt și bucătărea sa, Lucy David, semnară și ele. Am îndoi testamentul și l-am introdus într-un plic lung, albastru. Înțelegeți că a fost scris pe o foaie de hârtie obișnuită. Tocmai când servitoarele se întorceau să părăsească încăperea, Claude căzu pe pernă abia respirând și cu fața schimonosită. M-am plecat asupra lui îngrijorat și Emma Gont se întoarse repede. Totuși, bătrânul își reveni și zâmbi slab. E în regulă, Patrick, nu te speria. În orice caz, am să mor liniștit acum, după ce am făcut ceea ce vroiam. Emma Gaunt se uită întrebătoare la mine să știe dacă putea să părăsească încăperea. Am dat din cap încurajând-o și a ieșit, mai întâi oprindu-se să ridice plicul albastru care mi-a lunecase pe jos în clipa cum fusese îngrijorat. Mi-l în mână și eu îl strecura în buzunarul de la haină, după care ea plecă. E supărat, Patrick," spuse Simon Claude. Ești plin de prejudecăți, ca toți ceilalți." Nu este o chestiune de prejudecată," i-am răspuns. Doamna Sprag poate fi tot ceea ce susține că este. Nu aș face nicio obiecție dacă ai lăsa o mică moștenire ca amintirea recunoștinței tale. Dar răspuns sincer, Claude, că e rău să-ți desmoștenești propriile tale rude de sânge în favoarea unui străin. Cu asta m-am întors și am plecat. Făcusem ce am putut ca să-mi exprim protestul. Mary Claude ieși din sufragerie și mă întâlni în hol. Luați ceaiul înainte de a pleca, nu-i așa? Veniți aici, și ea mă conduse în sufragerie. Focul ardea în cămin, iar camera arăta plăcută și veselă. Îmi haina tocmai când fratele ei, George, intră în cameră. Acesta o luă și o puse peste un scaun din capătul încăperii, apoi reveni în fața focului unde se servea ceaiul. În timpul acesta se ridică o problemă privind moșia. Simon Claude spusese că nu vrea să fie deranjat și lăsase pe George să hotărască. George era cam nervos privind decizia pe care trebuia să o ia de unul singur. La sugestia mea, după ce ai, ne-am dus în birou și am cercetat documentele respective. Mary Claude ne-a însoțit. După un sfert de oră, mă pregăteam de plecare. Amintindu-mi că nu sasem haina în sufragerie, m-am dus acolo să o iau. Singura persoană în cameră era doamna Sprague, care îngenunchease lângă scaunul pe care se aflase aceasta. Părea să îndrepte ceva care nu era necesar la de creton. Când intra rău, se ridică și avea fața foarte roșie. Husa asta niciodată nu stă ca lumea, se plânse ea. Zău, aș putea să fac eu una mai bună. Mi-am luat haina și m-am îmbrăcat. În timpul ăsta am observat că plicul care conținea testamentul căzuse din buzunar și se afla pe dușul mea. L-am pus la loc în buzunar, i-am spus la revedere și am plecat. Când am sosit la biroul meu, am să vă descriu următoarele mele acțiuni cu grijă. Ne-am scos haina și am luat testamentul din buzunar. Îl țineam în mână și stăteam lângă masă când funcționarul intră. Cineva dorea să-mi vorbească la telefon și derivația de la biroul meu era deranjată. Ca urmare, l-am însoțit în biroul din față și am rămas acolo vreo cinci minute, angajat în discuția de la telefon. Când am ieșit, mi-am găsit funcționarul așteptându-mă. Domnul Sprag dorește să vă vadă, domnule. L am condus în biroul dumneavoastră. M-am dus acolo și l-am găsit pe domnul Sprag stând la masă. Se ridică și mă salută într-o manieră oarecum mieroasă. Apoi îmi ținu o cuvântare lungă și fără noimă. Esențialul părea să fie o justificare inabilă a lui și a soției sale. Se temea că oamenii spuneau, etc., etc. Soția sa fusese cunoscută încă din copilărie pentru puritatea inimii sale și a motivelor ei, și așa mai departe, și așa mai departe. Mă tem că am fost cam rece cu el. În cele din urmă, cred, și-a dat seama că vizita sa eșuase și plecă oarecum brusc. Atunci mi-am reamintit că lăsasem testamentul pe masă. L-am luat, am sigilat plicul, am scris al cui era și l-am pus în safe. Acum ajung la capătul povestirii mele. Două luni mai târziu, domnul Simon Claude a murit. N-am să intru în detalii anevoioase. Am să vă relatez adevărul gol-goluț. Când plicul sigilat, care conținea testamentul, a fost deschis, s-a descoperit că nu conținea decât o foaie de hârtie albă. Se opri, uitându-se în jur la fețele curioase. Zâmbi încântat. Desigur că apreciați poanta. Timp de două luni, licul sigilat se aflase în seiful meu. Nu putu să fi modificat atunci. Nu, intervalul a fost foarte scurt. Între momentul în care testamentul a fost semnat și cel în care l-am închis în seif. Acum, cine a prilejul și în interesul cui se făcuse asta? Am să vă recapitulez punctele principale într-un scurt rezumat. Testamentul a fost semnat de domnul Claude și pus de mine într-un plic. Până aici, toate bune. Apoi l-am pus în buzunarul de la haină. Aceasta mi-a fost luată de către Mary și înmânată de ea lui George, eu fiind de față în timp ce el îmi așeza haina câtă vreme m-am aflat în birou, doamna Eurydice Sprague ar fi avut o mulțime de timp să scoată plicul din buzunarul de la haină, să-i citească conținutul și, de fapt, găsind plicul pe jos și nu în buzunar, dovedește că așa ar fi procedat. Dar aici ajungem la un punct curios. Ea a avut prilejul de a substitui testamentul cu o hârtie albă, dar nu avea motiv. Acesta era în favoarea ei, și, făcând substituirea, se deposeda de moștenirea pe care o dorea cu atâta nerăbdare. Același lucru este valabil și în cazul domnului Sprague. Și el a avut prilejul. A fost lăsat singur cu documentul în discuție vreo două, trei minute în biroul meu. Dar, din nou, nu era în avantajul său să procedeze așa. Suntem confruntați cu această problemă curioasă. Doi oameni care au avut prilejul de a introduce o foaie albă de hârtie, dar fără vreun motiv și alți doi oameni ce aveau motivul, dar nu și prilejul. Apropo, n-aș exclude să o bănuiesc pe servitoarea Emma Gond. Aceasta le era devotată tinerilor stăpâni și detesta familia Sprague. Sunt sigur că ar fi fost tentată să încerce substituirea dacă s-ar fi gândit la asta. Dar, deși a pus mâna într-adevăr pe plic, când l-a ridicat de pe dușul mea și mi l-a înmânat, cu siguranță N-a avut prilejul să umble la conținutul său și n-ar fi putut înlocui plicul printr-o iuțeală de mână, de care oricum n-ar fi capabilă, deoarece plicul a fost adus în casă de mine și nimeni de acolo n-ar fi putut avea un duplicat. Se uită la cei din jur încântat. Poftiți! Asta este mica mea problemă. Sper că am expus-o clar. M-ar interesa să aud părerile voastre. Spre uimirea tuturor, Miss Mapo izbucni într-un hohot prelung de râs. Ce va părea să o amuze extraordinar de mult. Ce s-a întâmplat, mătușă Jane? Nu ne spui și nouă o glumă? întrebă Raymond. Mă gândeam la micul Tommy Simons, un băiețel cam obraznic, dar câteodată foarte amuzant. Unul dintre acei copii cu fețe inocente care sunt întotdeauna puși pe făcut șoti. Mă gândeam cum, săptămâna trecută, la școala de duminică, el a întrebat: Doamnă profesoară, se spune albușul de ouă este alb? sau albușul de ouă sunt albe? Și domnișoara Darston îi explică acestea că oricine ar spune albușurile de ouă sunt albe sau albușul de ou este alb, la care obraznicul de Tommy a spus Bine, atunci am să spun că albușul de ou este galben. A fost o obraznicie din partea lui, bineînțeles, dar veche de când lumea. O știam de când eram copil. Foarte nostim, dragă mătușă Jane, zise cu bunăvoință Raymond. Dar sigur, asta n-are nimic de a face cu povestea foarte interesantă pe care domnul Patrick ne-a spus-o. Ba da, are, îl contrazise Miss Mapo. E o capcană, întregum și povestea domnului Patrick. Așa sunt avocații. Ah, dragă prietene, și ai făcut semn din cap a Chiar știi despre ce este vorba? Se minuna avocatul, făcându-i cu ochiul. Miss Mapo scrise câteva cuvinte pe o bucățică de hârtie o împături și o trimise din mână în mână. Domnul Patrick o deschise, citi ce era scris pe ea și se uită cu apreciere la Miss Mapo. Dragă prietenă, remarcă el, există oare ceva ce nu cunoști? O știu de copil, răspunse Miss Mapo, m-am și jucat cu ea. Habar n-am despre ce este vorba, spuse Sir Henry. Sunt sigur că domnul Petherick are vreo scamatorie juridică inteligentă în mânecă. Nici vorbă, făcut domnul Petherick nici vorbă. Este o chestiune cât se poate de clară și directă. Nu trebuie să-i acordați atenție, domnișoare Mapo. Ea are felul ei propriu de a privi lucrurile. Ar trebui să găsim adevărul, spuse Raymond West, ușor vexat. Faptele, desigur, par destul de simple. În fond, cinci persoane au atins plicul acela. Familia Sprague ar fi putut, în mod clar, umbla în el, dar el la fel de clar că n-au făcut-o. Rămân ceilalți trei, Acum, când vezi mișloacele minunate prin care conspiratorii fac un lucru în fața ta, cred că hârtia ar fi putut fi extrasă și înlocuită cu alta de către George Claude, în timp ce ducea haina spre capătul camerei. Ei bine, eu cred că a fost servitoare, a spus Joyce. Ea a alergat și a spus lui Mary ce se întâmplase și aceasta a luat un alt plic albastru și doar le-a înlocuit. Sir Henry clătină din cap. Nu sunt de acord cu niciunul dintre voi, spuse el rar. Astfel de lucruri sunt făcute de conspiratori, pe scenă și în romane, dar cred că sunt imposibile în viața reală, mai ales sub privirea versată a unui om ca prietenul meu, domnul Pathery. Dar mi-a venit o idee. E doar o idee și nimic mai mult. Noi știm că profesorul Langman tocmai fusese acolo în vizită și că vorbise foarte puțin. E destul de rezonabil să presupunem că cei doi sprag au fost foarte neliniștiți de rezultatul acelei vizite. Dacă Simon Claude nu le-a mărturisit nimic, ceea ce e foarte probabil, ei ar fi interpretat sosirea domnului Patrick dintr-un totul alt unghi de vedere. Ei credeau probabil că domnul Cod își făcuse deja testamentul în beneficiul doamnei Eurydice Sprague și că cel nou ar fi putut fi schimbat exact în scopul de a o înlătura de la moștenire, ca urmare a revelațiilor profesorului Logman, sau, altfel zis, așa cum spuneți voi, avocații, că Philip Garrow îl impresionase pe unchiul său cu sentimentele față de rudele sale de sânge. În acest caz, se presupune că doamna Sprague era pregătită să înlocuiască documentul. Asta și face, dar domnul Petherick intră într-un moment nefericit, încât ea nu are timp să-l citească pe cel adevărat și-l aruncă în grabă în foc ca avocatul să nu descopere lipsa lui. Joyce respinse foarte hotărâtă din cap toată pledoaria. Nu l-ar arde niciodată fără să-l citească. În Soluția e una simplă, admise Sir Harry. Presupun că domnul Patrick nu a ajutat el însuși providența. Sugestia era doar o glumă. Dar micul avocat se îndreptă în scaun ca un om a cărui demnitate fusese ofensată. O sugestie cât se poate de ne la locul ei, remarcă el cu asprime. Ce părere are doctorul Pender? întrebă Sir Henry. Nu pot să spun că am vreo idee clară, Cred că substituirea trebuie să fi fost efectuată ori de doamna Sprague, ori de soțul ei. Foarte posibil pentru motivul arătat de Sir Harry. Dacă nu a citit testamentul decât după plecarea domnului Patrick, atunci trebuie să fi fost pusă într-o dilemă, de vreme ce el n-a putut să acționeze cum vroia. E posibil ca ea să fi băgat testamentul printre documentele domnului Cold, acolo unde se gândea că acesta ar fi fost găsit după decesul lui. Dar nu știu de ce nu a fost descoperit, Asta ar putea fi doar o simplă speculație. Că Emma Gaunt a dat peste el și, dintr-un devotament deplasat față de stăpânii săi, l-a distrus cu bună știință. Consider că soluția doctorului Pender este cea mai bună dintre toate, spuse Joyce. E adevărat, domnule Patrick? Avocatul dădu din cap negativ. Voi continua de unde am rămas. Am fost consternat și la fel de derutat ca voi toți. Nu cred că aș fi aflat vreodată adevărul, Probabil niciodată, dar m-am luminat. S-a procedat și în mod inteligent. M-am dus și am luat cina cu Philip Garrow o lună mai târziu și, în timpul conversației noastre, el mi-a povestit un caz interesant de care aflase recent. Aș vrea să vi-l povestesc, Peverick, bineînțeles, în mod confidențial. Foarte bine i-am răspuns eu. Un prieten de-al meu, care se aștepta la o moștenire din partea uneia dintre rudele sale, a fost foarte deprimat când a aflat că acea rudă se gândea să lase ce îi se cuvenea unei persoane cu totul nemeritoase. Mă tem că prietenul meu e puțin cam fără scrupule în metodele sale. În casă era o servitoare foarte devotată intereselor părții legitime, dacă aș putea să o numesc așa. Prietenul meu i-a dat instrucțiuni foarte simple și un stilou umplut, așa cum trebuia. Ea urma să-l pună într-un sertar de la biroul din camera stăpânului ei, dar nu în sertarul obișnuit în care era ținut siloul în general. Dacă stăpânul îi cerea să fie martoră la semnarea oricărui document și dorea să-i aducă siloul, ea trebuia să îl dea nu pe cel adevărat, ci duplicatul acestuia. Asta era tot ce avea ea de făcut. Nu-i dădu alte amănunte. Servitoarea era o ființă devotată și duse la îndeplinire instrucțiunile în cel mai mic detaliu. Se opri și adăugă. Sper că nu vă pictisesc, Patrick. Absolut deloc, am zis. Sunt cât se poate de interesat. Ochii noștri se întâlniră. Desigur, prietenul meu îți este cu totul necunoscut, spuse el. Desigur, i-am răspuns eu. Atunci, totul este în regulă, că închise Philip Garrow. Făcu o pauză și apoi spuse zâmbind. Ați înțeles poanta? Stiloul era umplut cu ceea ce în mod obișnuit se numește cerneală care dispare o soluție de amidon și apă la care au fost adăugate câteva picături de iod. Astea produc un lichid de un albastru foarte închis, dar scrisul dispare în întregime după 4 sau 5 zile. Miss Mapo Chicoti Cerneală care dispare, zise ea. O știu, de multe ori m-am jucat cu ea când eram copil. Și ea se uită strălucind de satisfacție la toți cei din jur, oprindu-se pentru a-i face încă o dată cu degetul domnului Petherick. Cu toate astea, este un clenci, domnule Peter, spuse ea. Exact ca un avocat.